Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarot zilnic pe Zodii. Astăzi, miercuri, 11 august, Mercur intră în Fecioară, deci ziua de miercuri este dedicată lui Mercur, la modul general vorbind, și fiind data de 11, este un număr maestru, este un număr magic. Și uitați că în această zi, dragul nostru Mercur, planeta comunicării, planeta călătorilor, planeta modului nostru de exprimare, intră în semnul Fecioarei, unde ne aduce mai multă stabilitate, unde ne aduce o mai mare dorință, poate, de a ne exprima, poate într-un mod mai clar, mai concis, de ce nu. Chiar sunt curioasă dacă simțiți vreo diferență cu Mercur în Fecioar. Va sta vreo 3 săptămâni aici, chiar sunt curioasă cum vor fi oamenii. Teoretic ar trebui să fie ușor mai critici, ușor mai, eu știu, mai siguri pe ei, să-și dorească mai multe clarificări, să vorbim așa mai apăsat, mai altfel. Chiar sunt curioasă. E și motanul aici, în caz de nu-l vedeți. Asta e așa o introducere. Hai să vedem din partea arhanghelilor. Ok, și avem deja de la arhanghelul Metatron. Wow, foarte, foarte frumos. Numărul 42. Numărul 4, numărul 2 sau numărul 6, numere importante pentru noi în această zi. Repelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane, foarte, foarte profund. Personal îl iubesc pe arhanghelul Metatron, mă regăsesc foarte mult în energia sa. Spune așa: sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu. Te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Foarte, foarte frumos. Deci e o zi cu revelații, e o zi frumoasă, e o zi magică din punctul meu de vedere și e o zi în care vom observa că lucrurile încep să devină din ce în ce mai clare. Să știți că e o perioadă în care, din punctul meu de vedere, putem să purtăm tot felul de discuții din acestea clarificatoare, sincere, oneste. Discuții care ne pot ajuta să clarificăm anumite situații, de ce nu? Dar poate printr-un mod magic, foarte, foarte frumos. Bun, voi lăsa această carte aici și acestea fiind spuse, voi începe cu dragii mei berbeci, să vedem care sunt energiile aici la voi. Și aveți așa situația, cavalerul de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 2 de bâte. Dragii mei berbeci, aici văd că distanța își pune cuvântul în această zi pentru voi. Poate aflați de o veste de la distanță sau planificați o călătorie îndepărtată. De asemenea, văd o bucurie pe care o primiți, poate pe zona internetului, poate faceți și voi un drum, că toți au tot felul de motociclete sau ce Dumnezeu mai sunt. Și aveți aici cavalerul de bâte. Este o invitație la aventură. E ceva care vă stârnește curiozitatea, vă stârnește interesul, ceva care vă bucură și vă dă foarte, foarte mult curaj. Ce anume se întâmplă? Nebunul. Posibil să faceți o activitate mai ieșită din comun în această zi sau să reacționați într-un mod cu totul și cu totul aparte. Văd că e o zi în care aveți foarte, foarte mult curaj și de asemenea e o zi în care se cere de la voi să fiți cât se poate de puri, cât se poate de sinceri în această dorință. Văd că pentru unii posibil să vorbim de o noutate care are legătură cu o persoană cu uniformă sau de o instituție unde se schimbă anumite lucruri. Da? Poate primiți și o noutate în acest sens. Văd un nou drum, ceva care vă bucură foarte mult, care are legătură cu un bărbat cu uniformă, cu acte, hârtii, documente sau zona aceasta intelectuală pentru alții și văd că vă ajută pe voi într-un proiect sau pentru unii berbeci posibil să aflați de o femeie din viața voastră că este însărcinată. Da? Nu neapărat voi
dacă sunteți doamne, domnișoare, cineva, o vecină, o prietenă, aflați pe internet, da, de cineva anume. Dar e ceva care vă bucură. E ceva care vă bucură, totuși văd că sunt niște elemente pe care încă nu le cunoașteți, dar posibil ca prin această experiență să dobândiți o cunoaștere mai mare asupra acestei situații. Rezultatul final, valetul de cupe, dragilor, văd aici niște cuvinte frumoase de apreciere care vin către voi. De asemenea, văd aici că ceva vă bucură extraordinar de mult, posibil să aflați o veste care are legătură cu o persoană mai tânără sau a venit și pisica să vă salute. Sau are legătură cu o persoană foarte dragă vouă. Dar oricum ar fi, sunt vești bune care ori au legătură cu o instituție, ori cu o persoană mai rece, mai detașată, s-a urcat și motanul pe masă, mai altfel, ca să spun așa. Da, sunt foarte încântați, sunt foarte plini de viață. Da, dragii mei berbeci, aveți o singură arcană majoră, două pisici pe masă, semn că e o zi cu multă pasiune, e o zi cu mult curaj și e o zi în care aveți foarte multă poftă de viață. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația împărăteasa, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală. Regele de monede. Dragilor, la voi văd aici că e o zi în care o femeie posibil să aibă o influență foarte mare asupra voastră. Pentru domni, pentru doamne, să știți că e un bărbat aici care e posibil să vă încurajeze, e cineva care, nu știu, ori nu vă oferă o siguranță și atunci de aici vă încurajați voi, în ghilimele spus sau nu, să puneți în aplicare un anumit proiect, ceva de care sunteți voi siguri. E o mică mare aventură aici în care porniți, e ceva care vă entuziasmează foarte, foarte mult, ceva care vă place, ceva care vă oferă curaj. Pentru alții posibil să primiți un cadou sau niște bani de la un personaj din viața voastră sau să dați niște bani în această zi. Ce anume se întâmplă? Luna e a doua arcană majoră aici la voi, deci sunt energii foarte puternice. E o zi aici în care chiar intuiția voastră este la cote maxime. E o zi în care e posibil să strige ceva din interiorul vostru sus și tare, să mergeți pe un anumit drum, să faceți un anumit lucru, poate chiar ceva ce are legătură cu feminitatea voastră. Da? În special dacă sunteți doamnă, dacă sunteți domn, atunci e vorba de energia aceasta feminină care capătă o importanță mult mai mare în viața voastră în această zi. Tot ce ține de apă, de pământ. Mai văd aici niște lucruri ascunse care au legătură cu o instituție sau care au legătură cu un bărbat din viața voastră, mai rece, mai detașat, poate o discuție pe care o aveți la o vreme de seară cu un astfel de personaj sau aveți treabă cu o instituție, cu ceva, dar momentan nu aveți toate elementele necesare. Aveți grijă că de acolo posibil să vi se promită anumite lucruri și doar câteva să fie adevărate, deci momentan nu vi se arată toate detaliile. Rezultatul final, lumea, wow, dragii mei tauri, sunt trei arcane majore deja, sunt energii pe toată săptămâna, cred. Ascultați și acolo la tarotul săptămânii, că vorbesc acolo pentru fiecare semn zodiacal în parte și inclusiv și la voi. Ia vedeți ce se întâmplă și corelați cu ce vă spun aici. Văd un final de ciclu, ceva ajunge la un final, ceva se încheie aici, dragii mei tauri, și poate fi ceva care are legătură cu stabilitatea voastră din punct de vedere financiar. Nu spun acum că renunțați la locul de muncă, poate e o etapă, poate avansați, poate vreți să vă schimbați locul. Poate e un proiect nou pe care îl aveți în minte și pe care vă doriți tare mult să-l implementați. De asemenea, dragii mei tauri, văd aici că posibil să și petreceți din acest punct de vedere, deci posibil să fiți chiar puși într-o poziție în care chiar să dați de veste celorlalți, eu știu, să vă bucurați împreună cu prietenii, împreună cu familia. Nu sunt energii care se petrec doar în această zi, eventual de acum încep să se simtă mult mai puternic în viața voastră.
E o etalare foarte bună, repet, aveți trei arcane majore, este foarte mult, deci simțiți energiile așa mai toată săptămâna, dar sunt foarte, foarte pozitive. Și iarăși, energia aceasta feminină vă poate ajuta foarte mult, ori voi, ori alte femei vă pot ajuta foarte, foarte mult în ceea ce vreți voi să faceți. Dragii mei gemeni, motanul face umbră aici, nu se vede foarte bine, n-am ce să fac, știu că îl iubiți. Și aveți așa situația 3 de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală luna. Văd aici că simțiți voi că ceva nu e în regulă, e ceva care nu vă place, poate aveți un vis, ceva care v-a dat peste cap, poate ați visat ceva și v-a cam dat peste cap. Sunt niște lucruri ascunse aici care nu prea vă plac vouă și au legătură cu un final, cu ceva care s-a încheiat și cu o dorință foarte mare de-a voastră de schimbare, de noutate. Poate unii gemeni chiar consultați zona aceasta spirituală prin diferite tehnici, că sunt de la numerologie până la astrologie, tarot și analiza energetică. Faceți ceva în acest sens. Cu siguranță aveți și voi inclinații din moment ce mă urmăriți, deci nu cred că mă urmăresc chiar persoane care n-au nicio treabă cu zona spiritualității, mai sunt și din acelea care mi lasă și comentarii urâte, dar am spus, na, nu înțeleg chestia asta de a împărtăși rău în lume ca să îți vină înapoi până la urmă. Dar revenind aici, deci cu siguranță aveți și voi o intuiție, cu siguranță aveți și voi o inclinație așa din acest punct de vedere, aveți ceva acolo în voi, poate mai mult, poate mai puțin alții, deci e ceva acolo care totuși nu vă place din acest punct de vedere. Ce anume se întâmplă? Puterea. E un eveniment care vă provoacă să vă dovediți puterea voastră interioară, e un eveniment care vă face aici, poate chiar să scoateți din voi anumiți ași pe care îi aveți în mânecă, la care nici măcar nu ați visat. Poate chiar vă ambiționați să studiați ceva mai bine, nu spun acum să faceți nu știu ce facultate, dar poate vreți să vă informați, să citiți o carte, să faceți un curs, căutați pe Google informații despre anumite lucruri din viața voastră. Și văd aici o veste bună care vine către voi totuși, e ceva care vă dă speranță, ceva care vă ajută extraordinar de mult. Rezultatul final, 8 de cupe, văd aici, deci posibil ca în urma acestor vești, în urma acestei analize pe care o faceți, să lăsați ceva în urmă, ori renunțați la o activitate pe care o aveați de făcut și mergeți mai departe, dar sunt două arcane majore, deci sunt energie așa care se întinde pe câteva zile. Aici poate chiar renunțați voi la o prietenie, la un anumit mod de manifestare, renunțați la un anumit mod de a iubi, e ceva care nu vă mai împlinește și care vă îndeamnă să mergeți în căutarea elementului lipsă. Și văd aici o întâlnire, da, pe care o aveți sau o discuție, nu neapărat o întâlnire fizică, pentru unii poate fi de dragoste, pentru unii poate fi vorba pur și simplu de o întâlnire cu un prieten sau cu o persoană dragă vouă, poate e un suflet pereche, poate e o persoană mai tânără sau mai copilăroasă. Și văd aici că parcă vă e teamă să vă exprimați ceva anume și până la urmă văd că spuneți lucrurilor pe nume și transformarea profundă se petrece, da? Finalul se petrece. Foarte frumos, dragii mei gemeni, e o perioadă cu eliberări pentru voi, e o perioadă în care pur și simplu puneți în practică tot ceea ce simțiți și asta este extraordinar de bine. Bun găsit, dragii mei raci, hai să vedem pentru voi. Și aveți așa situația, valetul de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, puterea. Aici văd că niște vești frumoase vin către voi, parcă cineva vă periază, acolo vă apreciază, vă laudă, e cineva care vă spune cuvinte frumoase, voi acolo sunteți în mare fel, vă simțiți bine, vă umflați în pene, cum s-ar spune și... Văd aici că e posibil să renunțați la o activitate pentru a discuta cu cineva, poate e o persoană mai tânără sau o persoană care e ca un copil pentru voi, indiferent dacă aveți sau nu copii. E o persoană așa care vă ia pe post de mămică, de tătic, e cineva care învață de la voi, cineva care vă apreciază mult, vă stimează extraordinar de mult. Da, pentru unii poate fi și de dragoste, Doamne ajută, dar nu pentru toți lei, nu pentru toți racii și eu lei. Poate aveți de-a face cu vreun leu unii dintre voi. Văd aici iarăși că sunt niște secrete pe care le aflați, da?
sau cineva care vă cere părerea pe ideea aceasta de intuiție. Da, unii puteți să aveți de-a face și cu un leu, dar nu toți racii au de-a face cu un leu, da, să ne înțelegem, nu toată lumea. Ce anume se întâmplă? Cavalerul de bâte. Văd aici o invitație undeva, niște mesaje, niște lucruri care se întâmplă foarte, foarte rapid și care vă bucură extraordinar de mult. Un personaj foarte plin de viață, văd aici, poate fi mai adolescentin în comportament, nu-i neapărat să fie și tânăr. Un personaj care are un chef nebun de viață și care vine către voi sau care vă spune că a pățit ceva, spune că a luat o decizie, vine și vă cere o părere, cum să-l învățați sau să o învățați cum anume să treacă peste. Parcă vine ca la un înțelept, da? Sau ca la un profet, ca la o mare preoteasă, da? Dacă sunteți doamnă sau domnișoară. Și posibil această persoană să încerce să caute un răspuns de la voi, cumva să le ajutați sau să o ajutați. Rezultatul final, cumpătare, foarte frumos, două arcane majore, extrem de benefice. Cumpătarea aici îmi spune că reușiți să echilibrați o situație. Ori v-am spus să reușiți să ajutați pe cineva, să calmați, să aveți grijă. Pentru alții poate chiar reușiți să vă împăcați cu cineva sau să ajungeți la un numitor comun. Iarăși văd aici o întâlnire sau o discuție pe care o aveți cu o femeie foarte plină de viață, foarte pozitivă. E cineva care vă ridică aici moralul, dragilor, și vă arată o nouă perspectivă de a ieși dintr-un blocaj vechi în care tot erați voi. Foarte frumos, dragii mei raci, aveți două arcane majore, este foarte intensă această energie, deci simțiți câteva zile bune ceea ce v-am spus eu aici. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi. V-am strigat la raci, aveți treabă cu vreun rac? Unii poate aveți, dar cu siguranță nu toți aveți treabă. Ascultați și de acolo, poate, cine știe, sunt mesaje și pentru voi. Sper să nu-mi dea acum dislike, raci, vă rog să mă înțelegeți și pe mine, totuși sunt filmări destul de obositoare, credeți-mă. Voi vedeți acolo 40 ceva de minute, dar de fapt e mult mai mult de atât în spate. Hai să vedem, gata cu vorbăria. Aveți așa, situația, cavalerul de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, doi de bâte. Ok, dragii mei lei, văd aici ceva foarte rapid care se întâmplă, ori la o distanță mare față de voi, ori pe zona internetului se întâmplă ceva hocus pocus peste noapte. Dar e ceva care vă bucură aici, e ceva ce se întâmplă la distanță, poate chiar pe internet, și ceva care vă aduce o bucurie, dar se întâmplă pe total neașteptate. Deci e o surpriză așa peste noapte aici, văd. Și are legătură cu o decizie a cuiva de a ieși dintr-un blocaj sau cu o soluție pentru voi de a ieși din blocaj. Deci această bucurie vă ajută, această surpriză. Mai departe, împărăteasa, ce anume se întâmplă? Posibil ca această veste, acest eveniment foarte rapid care se întâmplă să vă facă să vă simțiți foarte împliniți, foarte așezați, să vă ofere o mai mare încredere în voi, în special dacă sunteți doamnă, domnișoară, dacă sunteți domn, poate avea legătură cu un proiect sau cu ideea aceasta de femeie din viața voastră. E o femeie cu un copil sau o femeie care este iubitoare, care este darnică, e cineva care vă poate oferi speranță, e o persoană foarte feminină. Dar ideea aceasta cu proiectul e valabilă și pentru doamne și pentru domni. Și văd că acest eveniment sau toată această poveste are legătură și cu un drum sau cu o persoană de la drum. Cu ideea aceasta iarăși de a vă ține foarte bine lucrurile în frâu și în stânga și în dreapta. De asemenea, văd aici că e posibil pentru alți lei să vă sfătuiți cu o persoană, pentru că nu prea o să știți ce să faceți, că vine pe total neașteptate această veste, această situație. Rezultatul final, regele de monede. Dacă pentru unii lei, dacă încercați voi să vă stabilizați din punct de vedere financiar, acum e momentul sau cel puțin aveți o oportunitate mai mare prin această femeie sau încercați să profitați pe cât posibil de această veste care vă bucură, de care v-am zis eu că e undeva la distanță, adică să profitați în sensul pozitiv, să faceți ceva benefic în primul rând pentru voi, da? Nu în sensul negativ mă refer.
Aici mai văd că e posibil să intrați în contact cu un bărbat mai tradiționalist, mai închistat, mai înrădăcinat în propriile convingeri. E un bărbat familist, e un bărbat, poate e un prieten, poate e un coleg de muncă, e cineva aici de care e posibil să aflați o veste și această persoană posibil să fie la distanță. Aflați o noutate, da? Pentru unii lei e posibil să cunoașteți o persoană nouă de acest tip pe zona internetului. E cineva care vă stârnește interesul și voi stârniți interesul la rândul vostru, dar văd aici în egală măsură și o mică mare teamă, ca să spun așa, pentru că e posibil pentru unii să vorbim de o persoană suplimentară aflată în această ecuație, da? Orică e de dragoste, orică e de zona profesională și atunci încă nu prea știți ce să faceți. Dar oricum ar fi, veștile bune vin către voi, sunteți stabili, văd că vă informați, asta este foarte bine. E o zi bună pentru voi, o zi în care reușiți să mai așezați lucrurile, e o zi cu abundență totuși, cu aveți pe împărăteasa, o zi cu iubire, o zi cu pace, o zi cu fertilitate, cu abundență, da? Fertilitate nu neapărat dacă facem acum copii, e o zi cu abundență la modul general vorbind, putem să creștem foarte frumos anumite lucruri. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, valetul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, cavalerul de bâte. Văd aici la voi un spirit absolut fantastic de a trăi viața din plin, de a vă aventura. Posibil pentru unii să aveți de-a face cu un personaj mai tânăr sau mai adolescentin, mai matur. E o persoană care e într-o perioadă sau așa e în general, care vrea să se aventureze. Și e posibil această persoană să aibă parte de un blocaj de ceva anume și să vină aici să vă ceară ajutorul. Că vrea neapărat să facă ceva anume. De asemenea, văd că vă informați, văd că încercați să învățați această persoană, încercați să o ajutați pentru alții dintre voi. De asemenea, văd că e posibil să vreți să cumpărați ceva în această zi sau să faceți noi activități care vă fac plăcere. Poate sunt noi activități care au legătură cu ideea aceasta de bani sau zona voastră materială, nu știu, mâncați ceva nou, vă îmbrăcați cu ceva nou, faceți tot felul de noutăți. Ce anume se întâmplă? Regele de spade. Văd aici că e posibil ca unii să aveți de-a face cu o instituție, cu o persoană cu uniformă sau cu hârtie, acte, documente. E un element de noutate totuși aici, din ce văd eu, și sunt niște vești, niște mesaje care vin către voi cu mare, mare bucurie, aș spune eu. Rezultatul final, 6 de bâte. Păi văd aici o victorie, dragilor, e o bucurie pe care o aveți, ori de la acest bărbat mai rece, mai detașat, intelectual, e cineva care ia decizii doar pe bază rațională, o persoană poate chiar care, nu știu, face bani din zona aceasta intelectual. Și e o victorie aici, o victorie foarte frumoasă, văd că e ceva care va schimba foarte mult lucrurile în următoarea perioadă. Dar văd că totuși sunteți curioși și vreți să aflați mai multe, deci nu vă lăsați așa doar cu una, cu două. Și asta este foarte, foarte bine. Dragilor, nu aveți arcane majore, sunt doar energii din viața voastră de zi cu zi, sunt bune, sunt benefice. Și de asemenea să știți că e o zi în care cei mai mulți dintre voi cred că veți reuși să aveți un succes sau o bucurie pe zona aceasta de hârtii, acte, documente, de instituții. E o veste care vă bucură extraordinar de mult și vă scapă dintr-o perioadă așa mai aglomerată pe care ați avut-o. Și asta e bine. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi. Aveți așa situația, steaua, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, regele de spade. Foarte frumos. Văd aici o noutate care apare ori pe zona locului de muncă, ori pe niște hârtii, acte, documente. E ceva ce se digitalizează aici. Sunt niște elemente de noutate aici pentru voi.
care au legătură cu zona internetului. Poate chiar aveți ceva de lucru în acest sens pentru unii dintre voi. Pentru alții, să știți că e o veste totuși care vă bucură aici, da? Pe de o parte vă bucură și care vă ajută să rezolvați ceva în acest sens, să vă puneți la punct. E un capitol care s-a încheiat, poate până acum ați făcut lucrurile într-un anumit mod, de acum e posibil să se schimbe. De asemenea, văd o relație karmică aici care s-a încheiat, o relație ori de dragoste, ori un parteneriat de afaceri, o prietenie, da? Ceva aici s-a încheiat. Și văd și o ușoară gelozie din partea voastră. De asemenea, văd că aveți de-a face cu o persoană mai autentică în această zi, pentru unii. E o persoană poate mai cunoscută, o persoană pe care greu o... ați putea să o atingeți, ca să spun așa, deci e o persoană la care ajungeți mai greu, sau e o persoană autentică, o persoană care vă dă vouă foarte multă speranță. Ce anume se întâmplă? 10 de spade. Văd aici că auziți de un final, ceva se termină, poate ceva se termină la locul de muncă, în sensul că poate auziți de un final care are legătură cu un șef sau cu statul, da? Ceva în zona statului se schimbă, sau eu știu, poate aflați de un personaj cu autoritate din viața voastră că în sfârșit se termină lucrurile acolo, în sfârșit își termină mandatul, în sfârșit termină locul de muncă, este la pensie, nu știu, ceva de genul acesta, sau din firma în care lucrați voi. Dar poate să fie vorba și de un personaj din viața voastră cu autoritate cu care reușiți să finalizați o relație, să încheiați niște lucruri într-un mod plăcut, din ce văd eu aici, într-un mod benefic pentru voi. Și văd că parcă vine și o ofertă înspre voi după toată această poveste. Rezultatul final, regina de monede, dragilor. Văd aici că iarăși intrați în contact astăzi și cu o femeie, o femeie așa, posibil mai brunetă, spre roșcată, sau o femeie foarte așezată, o femeie darnică, o femeie care e foarte bine din punct de vedere financiar. Pentru alții, posibil chiar finanțele voastre să se mai stabilizeze începând cu această zi. Cărțile v-ar sfătui să aveți grijă ori cu această femeie care e posibil să fie foarte prinsă de zona aceasta financiară, ori pentru alții poate să fie vorba de cineva din jurul vostru care se cam gândește, se cam uită pe aici. De asemenea, văd niște iluzii pe care voi vi le faceți și niște discuții pe care le aveți poate mai profunde, da, cu această persoană. Dragilor, aveți o singură arcană majoră, steaua, care vă spune de un element de noutate care apare în viața voastră, o speranță foarte mare care ușor, ușor începe să prindă contur, dar e nevoie să încheiați ceva. Oricum văd că încheiați cu bine pentru voi în mod special, dar e o zi în care eu simt că aveți de-a face și cu instituții publice sau cu persoane de stat pentru alții dintre voi. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi. Aveți așa situația, regele de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, magicianul. Păi dragii mei scorpioni, văd aici că pentru voi e o zi cu multă magie în primul rând, e o zi în care lucrurile se întâmplă ca pe roate și e posibil să găsiți o soluție la o problemă medicală pentru cei care căutați. Ori e problema voastră, ori e problema cuiva, da? Că văd aici când a fost bine, când n-a fost bine și în sfârșit acum ceva se clarifică aici. Văd niște investigații care se fac în acest sens sau o curiozitate mai mare a voastră referitoare la un bărbat, un bărbat mai blând, mai iubitor, e un bărbat cu o influență mare asupra voastră, poate chiar această persoană, eu știu, vă spionează sau e interesat de voi. Da, nu neapărat pe zonă de dragoste. Ce anume se întâmplă? Asul de spade, dragii mei scorpioni. Văd aici că reușiți să luați o decizie sau primiți o veste, o veste care e și pe inima voastră și pe mintea voastră și poate care are legătură cu un bărbat din viața voastră, dar repet, nu neapărat de dragoste.
poate fi un coleg, un prieten, știu eu, un vecin, e un bărbat foarte plin de viață, căruia îi place mult să trăiască lucrurile din plin, mereu zâmbește, vorbește, face diferite activități. Și văd că aflați de o schimbare și voi sau de finalitatea unui ciclu. Rezultatul final, un 3 de spade, văd aici, deși ceva văd că totuși nu e pe inima voastră, poate e ceva care are legătură cu un personaj foarte înrădăcinat în propriile convingeri, ușor mai zgârcit. Poate discutăm de niște bani pe care ori nu primiți cât v-ați așteptat, ori e ceva ce are legătură și cu niște copii. Și văd totuși că ceva se încheie pentru voi. E un ciclu care se termină aici. Da, nu neapărat în sensul că toată lumea se desparte, își dă demisia, încheie prietenia, pur și simplu s-a încheiat un ciclu, o etapă și veți merge în continuare spre alta, asta dacă vă este sortit să fie așa. Dragilor, aveți o singură arcană majoră, magicianul, care în acest context vă spune că e o zi în care chiar aveți tot ce vă trebuie la dispoziție, trebuie doar să vă urmați intuiția. Trebuie doar să vedeți cam ce e în macrocosmos ca să înțelegeți și ce e în microcosmosul vostru sau dacă înțelegeți microcosmosul vostru, cu siguranță înțelegeți și la un nivel mai înalt cum stau lucrurile și poate chiar să aveți o imagine de ansamblu asupra situației. Voi înțelegeți la ce mă refer pentru că știu că sunteți foarte, foarte intuitivi. Interesant, dragii mei scorpioni, deci per total e o zi cu clarificări, e o zi în care sunteți puși într-o situație în care e nevoie să vă ascultați foarte mult intuiția, foarte mult ceea ce vi se transmite de sus. Dragii mei săgetători, ce faceți? Deja aveți două cărți aici și s-au mai întors câteva. Să vedem ce s-a întors. S-a întors regele de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și steaua. Pentru voi se pare că sunt mesaje pe care trebuie să le primiți neapărat. Sunt mesaje importante care vin cu repeziciune către voi. Văd aici o dorință foarte mare, o speranță pe care o aveți de la o instituție, de la două instituții pentru alții sau de la două persoane din viața voastră. O persoană mai rece, mai detașată, o persoană mai dificilă, aș spune eu, o persoană care este mai intelectuală decât ceilalți oameni. Și o altă persoană mai tradiționalistă, cu o gândire ușor mai învechită. Posibil să vreți să faceți anumite schimbări, anumite inovații în viața voastră sau la locul de muncă, ori în casă. Și e ceva ce vă stresează aici, dar văd o veste, o știre, ceva ce primiți și care vă bucură, care vă face pur și simplu să vă schimbați perspectiva și vă face să vă informați mai mult cumva, e ceva care vă stârnește interesul aici și vă confirmă că această speranță a voastră pe care o aveți se poate concretiza, poate chiar și găsiți soluția. Ce anume se întâmplă? 6 de cupe. Văd aici că pentru unii săgetători e o zi în care ori aveți de-a face cu zona copiilor, ori e o zi mai spirituală, e o zi mai specială pentru voi, o zi în care sunteți mai senzitivi și e o zi în care e posibil să intrați în contact cu o persoană mai veche din viața voastră sau e o persoană din aceasta cu care vă înțelegeți extraordinar de bine. E o persoană mai înțeleaptă pentru alți săgetători. Acum, pentru alții, posibil să intrați în contact cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu, pe copii, pe, nu știu, pe ceva anume, poate chiar pe zona aceasta spirituală, cine știe, și vedeți acolo un alt unghi de vedere. E o zi în care noutățile nu încetează să apară. Și e o zi în care poate sunteți ușor temători, parcă mai e puțin și în sfârșit se ajunge la final, dar mai e puțin de tot. Rezultatul final, 8 de cupe, văd aici, posibil ca în această zi să fie avut de făcut ceva și să renunțați de asemenea pentru a implementa această noutate în viața voastră, această speranță, această inovație, dragii mei săgetători, e nevoie să lăsați în urmă, din ce văd eu aici, o etapă, o situație, o persoană, e cineva sau ceva care trebuie lăsat deoparte. Și vă este ușor teamă, dar văd că sfatul totuși acesta este și din partea cărților și din partea unei persoane. Deci vă va sfătui să renunțați la o anumită activitate. Foarte frumos, dragilor, aveți o singură arcană majoră, steaua, care vă ajută foarte mult, vă oferă speranță, vă oferă
foarte multe elemente de noutate, autenticitate și care vă poate îndrepta spre o zonă mult mai stabilă, poate chiar să faceți inovații în viața voastră, dar în egală măsură să și renunțați la lucruri care nu prea mai sunt pe placul vostru. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi. Și aveți așa situația, valetul de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, spânzuratul. Păi, dragii mei capricorni, aici văd că sunteți într-o situație așa de blocaj într-un anumit domeniu. Poate aveți mult de muncă, dar totuși aveți un chef așa să mai ieșiți puțin, să vă mai distrați. Parcă aveți, nu știu, aveți ceva de făcut care vă ține în loc, dar în egală măsură văd că primiți tot felul de invitații. Hai să ieșim, hai să facem, hai să planificăm mai târziu să facem. Totuși, parcă priviți viața așa într-un mod mult mai pozitiv. Posibil chiar o femeie mai intuitivă, o femeie foarte blândă, o femeie cu o influență mare asupra voastră, o femeie pozitivă, să vină în viața voastră și să vă ofere, poate, știu eu, aceste elemente din viața voastră. E o întâlnire aici sau o conversație pe care o aveți și parcă puneți la punct anumite activități care vă plac vouă. Ce anume se întâmplă? 4 de cupe. Parcă ceva acolo nu vă convine, adică parcă ceva nu permiteți să intre în viața voastră. Văd totuși aici că răsare un soare pentru voi, văd totuși un succes, dar pe care poate momentan nu-l vedeți. Deci dacă așteptați un răspuns, e cu succes, dar totuși e succes, dar în același timp e și ceva care nu vă convine sau parcă nu-i vedeți adevărata valoare. Rezultatul final, valetul de monede, văd aici, deci e o zi pentru unii capricorni în care intrați în contact cu persoane mai tinere sau faceți lucruri din acestea mai adolescentine, mai de studenți, mai știu eu, de adolescenți pentru alții. E o zi iarăși în care prevăd noi activități la locul de muncă sau noi activități care au legătură cu tot ce înseamnă material de aici. De asemenea, văd că e posibil să vă revedeți cu cineva din trecut pentru alți capricorni sau să primiți vești, da? În acest sens. E o zi bună pentru voi, o zi în care această stare de blocaj se pare că este diminuată, se pare că dispare. Poate chiar v-am spus, aveți persoane în jur care vă iau, hai să facem, hai să dregem, hai mai lasă munca, hai să mergem colo, dincolo. Deci, sau munca, sau ce aveți voi de făcut acolo în viața voastră, în casă, aveți de făcut un bagaj, curățenie, unii poate lucrează, fiecare cu ale lor. Dar, per total, să știți că e o zi bună, dragii mei capricorni. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, asul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 6 de monede. Pentru voi e o zi în care ori dați bani, ori primiți bani, ceva aici reușiți să echilibrați pentru unii dintre voi. De asemenea, văd o stabilitate foarte mare în viața voastră. E o stabilitate care pur și simplu vă ajută foarte, foarte mult, poate din punct de vedere financiar. Pentru alții e posibil să intrați în contact cu o persoană de la drum sau cu o persoană mai tânără, ca să spun așa. Văd foarte multe discuții în acest sens, ori o negociere, ori pur și simplu primiți tot felul de vești, cum că ori primiți bani, ori e nevoie să dați niște bani și atunci purtați discuții în acest sens. Și văd un nou început care vine la pachet și cu un sfârșit, normal, e perfect normal să fie așa. E un final care are legătură ori cu o persoană foarte intuitivă, ori e o perioadă în care nu prea mai aveți voi legătură cu tot ce înseamnă spiritual și deveniți mult mai carnal, da? Mult mai materiali aici, ancorați în planul fizic. Nimic greșit în asta, că e nevoie să păstrăm un echilibru. Sunt momente și momente. Ce anume se întâmplă? Lumea, așa cum spuneam, dragii mei vărsători, se încheie un ciclu, se încheie ceva, însă văd că pentru unii e posibil să faceți și o călătorie mai îndepărtată sau să vă cumpărați un bilet, ceva, să reușiți să rezolvați niște lucruri în acest sens. Și e cu victorie, da, e cu bine, reușiți cu brio, cu siguranță.
și văd un nou început sau un drum cu mult curaj. Rezultatul final, 3 de monede, dragii mei vărsători. Văd aici că e o zi bună, o zi în care ori se anunță o energie bună la locul de muncă, ori e o zi aici în care reușiți să vă simțiți bine alături de o persoană foarte dragă vouă. Poate fi vorba de o întâlnire cu o femeie foarte plină de viață, pozitivă, pusă pe șotii. E cineva care vă ridică aici moralul, ori la o vreme de seară, ori pur și simplu aflați, eu știu, niște secrete, aflați niște lucruri ascunse de această persoană în cadrul unei întâlniri. Dragii mei vărsători, să știți că per total lucrurile sunt foarte bune la voi. Aveți o singură arcană majoră, lumea, care vă spune că în sfârșit ceva a ajuns la un final, în sfârșit o etapă din viața voastră s-a încheiat, urmează alta mult mai stabilă, aveți și susținerea necesară, deci tot înainte. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 6 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 4 de cupe. Dragii mei pești, văd aici că o veste care are legătură cu banii, cu împărțeala banilor, nu vă convine. Ori un cadou sau niște bani, ori nu primiți suficienți bani, ori pur și simplu aveți de dat niște bani și apoi acest lucru nu vă convine. Posibil de asemenea cineva să vă fi cerut niște bani împrumut, două persoane mai tinere sau o persoană mai tânără, un copil să vă fi cerut ceva, un cadou, niște bani și cuiva să nu-i convină, cumva să îi se pară că nu este suficient. Văd aici o bucurie mare în egală măsură pentru voi, dar pentru alții posibil chiar să fie vorba de o perioadă în care cam vreți și voi să vă spălați pe mâini de anumite chestii, să le lăsați deoparte, să mergeți mai departe. Uitați că lucrurile totuși se mișcă în viața voastră și parcă vreți și voi să vă mișcați odată cu ele, să mai lăsați din ele în urmă. Ce anume se întâmplă? Cavalerul de monede, văd aici. Un drum poate pe care îl faceți în interes de muncă pentru alți pești, poate fi vorba de faptul că mergeți, vă cumpărați ceva sau primiți o veste de la o persoană de la drum sau o persoană vrea să facă drum către voi, să vă aducă ceva, să stabilizeze ceva, poate din punct de vedere financiar, poate să discutați ceva în acest sens. Rezultatul final, regina de bâte, dragii mei pești. Văd aici o persoană nouă pe care e posibil să o cunoașteți sau să aflați o noutate despre o femeie din viața voastră, foarte plină de viață, pozitivă, e cineva care vă ridică moralul și care are niște secrete, niște lucruri ascunse. În egală măsură e cineva care e posibil să vă ceară ajutorul la o vreme de seară sau în secret referitor la niște hârtii, acte, documente, ideea aceasta de justiție iarăși și e ceva care totuși vă provoacă aici teamă sau pur și simplu vă povestește această noutate, nu neapărat să vă ceară și ajutorul. Și văd aici iarăși un nou drum, e o nouă etapă, e o scânteie nouă, e o nebunie aici pe care o faceți și de asemenea văd că pentru unii e posibil chiar să aflați de noutăți care să vă mire și pe voi din zona locului de muncă sau din zona prietenilor sau din zona aceasta materială a finanțelor, asta dacă nu mai aveți un loc de muncă sau eu știu încă nu lucrați. Da, pentru cei care își caută un loc de muncă, să știți că ați putea să găsiți ceva, nu zic acum sigur, gata, găsiți, vă cade din cer, nu, ați putea să găsiți ceva printr-o femeie, e o femeie poate mai roșcată sau o femeie mai plină de viață, mai brunetă, o femeie din aceasta care are o energie total ieșită din comun, nu neapărat să fie brunetă și roșcată, o femeie care are o energie total ieșită din comun, foarte pozitivă, foarte plină de viață, e o persoană pe care o puteți găsi, nu știu, prin tot felul de locații din acestea în care sunt modalități de divertisment, aș putea să spun. Poate o persoană care lucrează în așa ceva și care vă poate ajuta pe voi. Interesant, dragilor, nu aveți arcane majore, deci sunt evenimente așa din viața voastră de zi cu zi și sunt frumoase, da, sunt plăcute.
Dragilor, acestea au fost citirile și de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare.